Pentru a promova și în același timp pentru a sprijini sportul și tinerii din orașul Scornicești, primarul Daniel Tudor a luat decizia de a înființa Clubul Sportiv FC Olt. Decizia înființării clubului a fost luată în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local la solicitarea părinților și a tinerilor din localitate. În cadrul clubului, mai multe grupe sportive vor desfășura activități în domeniul fotbalului, basketului, handbalului sau dansurilor populare și, nu în ultimul rând, pregătirea sportivă pentru admiterea la MAI. În perioada rece de toamnă-iarnă, aceste activități se vor desfășura în incinta sălii de sport din orașul Scornicești, în conformitate cu reglementările impuse de autorități în funcție de evoluția pandemiei. Am luat decizia în urmă cu o lună într-o ședință de consiliu, ultima ședință de consiliu local, de a înființa în cadrul Consiliul Local Club Sportiv FC Olt. Am luat această decizie pentru a putea dezvolta sportul și a-l multiplica în orașul nostru. Și aici mă refer să crearea unor grupe de handbal, basket și fotbal pentru copiii din și tinerii din localitate. Am decis ca sala de sport pe care o deținem și în proprietatea UATS Scornicești să o folosim pe perioada, și nu numai, dar în special în perioada de toamnă, iarnă, perioada rece, să folosim această sală pentru a putea să-și desfășoare activitatea acestei grupe de care am amintit mai devreme. Bineînțeles, urmărind atent și respectând, sper eu, încă reglementările autorităților în ceea ce privește incidența și creșterea ei legat de această pandemie care se pare că nu vrea să plece de la noi. M-aș bucura să rămânem la acest nivel, cel puțin în perioada asta, când eu zic că ne aflăm la un vârf al creșterii acestei pandemii, al incidenței. Mai mult de atât, sala poate fi și închiriată. Cei care doresc închirierea sălii de sport pot face programări la numărul de telefon 0740 151 812, ținând cont de orarul de funcționare.